Bine v-am regăsit pe canalul lecturilor de neuitat. La mulți ani! Să aveți, să avem, un an nou bun din toate punctele de vedere. Revin la Cervantes, la Don Quixote. Nu l-am abandonat, dar fiind atât de multe capitole pentru a mai rupe monotonia, am mai intercalat alte lecturi. Din nou, Don Quixote, partea a doua, capitolul 39, nu înainte de a îmi reînnoi precizarea, făcută foarte rar de altfel, că acest canal poate fi susținut prin abonament, prin like sau prin comentarii, care îmi fac o deosebită bucurie, comentariile, fie pozitive sau nu, mă motivează sau mă ajută să-mi îmbunătățesc acest demers al meu. Cervantes, Don Quixote, partea a doua, capitolul 39, unde Contesa Trifaldi își spune mai departe povestea ei cea înfricoșată și vrednică de pomenire. Fie ce vorbă rostită de Sancho o desfăta pe ducesă tot atâta pe cât îl scotea din sărite pe Don Quixote. Și după ce porunci scutierului să tacă odată, îndurerata își urmă mai departe povestea spunând. În cele din urmă, după mai multe întrebări și răspunsuri, Văzând că prințesa o tot ținea una și bună, fără să se abată nici cu atâtica de la spusele ei de mai înainte, vicarul a dat hotărâre prielnică lui Don Clavijo și a încredințat fata drept soață legiuită, din care pricina regina Mag Magunsia, mama prințesei Antonomasia, a fost într cu cuprinsă de năduf că peste trei zile am și îngropat-o. Trebuie că o fi murit de-ați de ați de ți îngropat o Nici nu mai încă pe vorbă, spuse Sancho. Asta se înțelege de la sine, răspuse Trifaldin, fiindcă în Canada aia nu se îngroapă vii, ci numai morții. Cu toate astea s-a mai văzut domnule Scutier, răspunse Sancho, să fie îngropat câte unul, numai leșinat, crezându-se că-i mort și, după câte mătaie pe mine capul, Crăia sa asta, Magunsia, ar fi făcut mai bine să leșine decât să moară, fiindcă dacă ești viu, poți îndrepta multe lucruri. Și la urma urmei n-a făcut nici prințesa chiar temir ce prostie, pentru ca mâne sa să o atât la lumină. Dacă s-ar fi măritat domnița asta cu un copil de casă sau cu vreo altă slugă de-a ei de pe la curte, așa cum au făcut multe altele, după câte am auzit spunându-se, atunci zic și eu că răul ar fi fost fără leac. Că s-a măritat însă cu un cavaler atât de iscusit și de firoscos, cum ni l-a zugrăvit acii, chiar dacă a fost și asta cei dreptul tot o prostie, n-a fost totuși chiar atât de mare pe cât se arată. Căci dacă îi să țin seamă de rânduielile stăpânului meu, care e doar aici, de față, și nu o să mă lase el să mint, după cum dintre oamenii cărturari se aleg episcopii, tot așa, dintre cavaleri și mai cu seamă dacă sunt și rătăcitori, se pot alege regii și împărații. Ai dreptate, Sancho, spuse Don Quixote, fiindcă un cavaler rătăcitor să aibă el numai un dram de noroc și poate trage nădejde să ajungă cât de curând cel mai mare stăpânitor de pe lume. Dar las-o pe duenia îndurerată să spună mai departe ce are de spus, fiindcă, după câte bănuiesc eu, acum trebuie să vină partea cea mai amară a acestei povești, până aici atât de dulce. Și încă ce amară, răspunse contesa, e atât de amară încât pe lângă ea fiecare pare dulce și laurul porcesc o bunătate. Când am văzut noi că-i moartă crăia sa, și nu leșinată. Am îngropat-o și numai ce am așternut pământ deasupra ei și numai ce ne-am luat de la ea cel din urmă rămas bun, că quis fan, quis talia fando temperet a lacrimis nota. Cine spunând astea își poate ține lacrimile, vers din Vergiliu, la începutul cărții a doua din Eneida, din latină, notă încheiată. Se ivi călare pe un cal de lemn la mormântul creiesei Magunsia, uriașul Malambruno, văr de sânge al Magunsiei, care, pe lângă că era hain, mai era și vrăjitor și care, pentru a răzbuna prin meșteșugurile sale moartea verei lui și pentru a pedepsi cu tezanța lui Don Claviho și pentru a-și slobozi toată ciuda pe antonomasia, deoarece călcase greșit, îi lăsă pe amândoi vrăjiți deasupra mormântului, pe ea preschimbată într-o maimuță de aramă, iar pe el într-un crocodil înspăimântător, făurit dintr-un soi de fier necunoscut, iar între ei doi se află un stâlp tot de fier și pe el stau scrise în graiul siriac niște slove care tălmăcite în candeicește și acum în spaniolește cuprind vorbele ce urmează. Ăști doi ibovnici cutezători nu și-or recapăta chipul de mai înainte, până ce viteazul din La Mancea nu veni să dea piept cu mine într-o luptă crâncenă, căci numai pentru marea sa vitejie păstrează ursita această nemai văzută aventură. După ce făcut treaba asta, trase din teacă un iatagan mare și lat și, înșfăcându-mă de păr, se prefăcu că vrea să mi-l împlânte în gât și să-mi taie capul. Eu mă spăimântai, vorba mi se înnecă în gâtlej și inima mi era cât un purice, dar cu toate astea îmi făcui silă pe cât putui și eu și, cu glas tremurător și jalnic, îi spusei atâtea lucruri și atât de drăgălașe, încât acestea îl îndemnară să nu mai pună în fapt o pedeapsă atât de cumplită. În cele din urmă, porunci să-i fie aduse dinainte toate dueniele din palat, care nu erau altele decât tot astea de aici de față, și după ce au umflat în vorbe vina noastră și au cărât felul de a se purta al duenielor, viclenia lor cea furisită și firea lor și mai afurisită, și punându-le tuturor în spinare vina care era numai a mea, a spus că n-avea de gând să ne pedepsească cu moartea, ci cu alte pedepse mai prelungite, de pe urma cărora să îndurăm o moarte neîntreruptă și vrednică de plâns. Și chiar în clipa când puse capătăstor vorbe, simțirăm toate că ni se deschideau porii de pe față și că pe toată fața ne înțepau parcă niște vârfuri de ace. Duse rămândată mâinile la obraz și ne văzurăm în starea în care o să ne vedeți și voi acum. Și cât ai clipi, îndurerata și cu celelalte duenie, își ridicară vălurile, care le ascundeau privirile, și și arătară fețele, toate acoperite cu bărbi, care bălane, care negre, care albe și care abia încărunțite, la căror vedere ducele și ducesa se arătară uimiți, Don Quixote și cu Sancho înmărmuriți, iar toți cei de față năuciți și contesa Trifaldi spuse mai departe în felul ăsta ne-a pedepsit nelegiuitul și în pielițatul ăla de Malam Bruno, acoperind netezimea și frăcezimea chipurilor noastre cu asprimea ăstor peri. De s-ar fi milostivit cerul ca mai bine să ne fie retezat capetele cu iataganul lui cât toate zilele, decât să întunece lumina obrazurilor noastre cu luna asta care ne acoperă, căci dacă stăm și socotim bine, cinstite fețe, și lucrul pe care am să-l spun acum ar trebui să-l spun cu ochii numai fântând de lacrimi, dar gândul la nefericia noastră și mările de plâns care au plouat până acum din trânșii mi-au lăsat lipsiți de izvoare și uscați cum îi spicul, așa că o spun fără să lăcrămez. Spun dară că unde o să se mai poată duce o duenia cu barbă cărui tată sau cărei mame o să-i mai fie milă de ea. Cine o să-i mai dea o mână de ajutor? Că dacă și atunci când are pielița netedă și obrazul canonit cu mii de soiuri de sulimanuri și dresuri și ea abia de se găsește cine să o îndrăgească, ce o să se facă când o să-i se descopere obrazul preschimbat în pădure? Vai duenilor, soațele mele! sub ce zodie nefericită am venit pe lume și în ce ceas rău ne-au mai zămislit părinții noștri. Și, spunând vorbele astea, păru să cadă într-un leșin adânc.